Giugiuvenii care vor să-și facă pașaport vor plăti mai puțin pentru el. Noile prețuri au intrat în vigoare de la 1 ianuarie, după reducerea TVA-ului. De la 1 ianuarie 2016, prețul costului blanchetelor de pașapoarte s-a modificat în sensul că, având în vedere faptul că TVA-ul s-a micșorat de la 24% la 20%, deci au fost primite prin Imprimeria Națională noile costuri de pașapoarte. Reducerea se va aplica însă numai taxei pentru blanchetă, cea care se plătește la cec. Această taxă costă acum 97 de lei pentru un pașaport temporar, 236 de lei pentru un pașaport electronic simplu cu o valabilitate de 3 ani și 261 de lei pentru un pașaport simplu cu valabilitatea de 5 ani. Taxele care se plătesc la trezorerie rămân neschimbate, 122 de lei pentru pașaportul temporar și 22 de lei pentru cel electronic, indiferent de valabilitate. Așadar, costurile pentru eliberarea unui pașaport temporar se ridică la 219 lei, cele pentru un pașaport electronic simplu cu o valabilitate de 3 ani, 258 de lei, iar pentru pașaportul electronic simplu cu o valabilitate de 5 ani, 283 de lei. Anul trecut, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberare și Evidența Pașapoartelor Simple, Giurgiu, a înregistrat 5.661 de cereri pentru pașapoarte, cu 20% mai multe decât în 2014.